50.000 de kilometri de rețea de energie electrică are România în acest moment? Rețeaua este ca un organism care nu este perfect, suferă, nu este toată de în aceeași perioadă construită, în același moment, nu este nouă în primul rând. Iar o parte din factura noastră merge către această rețea pentru întreținere și modernizare. Aproximativ 30% din costul facturii este dat de distribuția energiei electrice. Cei peste 110.000 de prosumatori de până acum schimbă însă dinamica rețelei. Unde este o densitate mare de prosumatori, într-adevăr, rețelele de distribuție, ele nu au fost dimensionate, construite pentru fluxuri bidirecționale cu vârfuri foarte mari de producție, mai ales în anumite intervale de timp. Cum se transformă rețeaua electrică în tranziția energetică și ce provocări trebuie depășite într-un nou episod? Eu și Energia, un podcast Europa FM care ar putea să-ți reducă factura la curentul electric. Bun găsit! Continuăm noul sezon din Eu și Energia. Suntem Cătălin Striblea, Lucian Mircescu, expert în politici și în domeniul energiei la PPC România și Mihai Bucureșteanu, editor Europa FM. În acest episod vă propunem să vorbim despre rețelele electrice din România, cablurile acelea pe care le vedeți peste tot în țară. De la stâlpii de mare tensiune pe care îi vedem până la cablul care ajunge la voi în casă sau apartamente. Ne ajutăm și de informațiile furnizate de platforma Electripedia. Pornim în această radiografie a rețelei electrice de la factura fiecăruia dintre noi. De ce? Pentru că aproape 30% din suma pe care o plătim în fiecare lună merge către aceste rețele. Și puteți verifica asta ușor căutând pe factură linia pe care scrie tarif de distribuție. L-am rugat pe Mihai Bucureșteanu să-și prezinte factura lui. Da, o să auziți, e vorba de o factură mică, dar Mihai nici nu prea stă pe acasă ca să consume atât de multă electricitate. Pe fiecare factură pe care o primim acasă la curent, găsim detaliat toate componentele. Aranjarea detaliilor depinde de fiecare furnizor în parte. Pe factura mea, de exemplu, cu un consum de 54 de kW, am avut de plătit cu tot cu TVA 36,75 de lei. Vă detaliez acum costurile fără TVA, totalul fiind în acest caz de aproape 31 de lei. Primul punct în factură este energia activă plătită, aproape 11 lei. Avem și tariful de extragere din rețea, 1 leu și 50 de bani, dar și tariful de distribuție, adică folosirea rețelelor, iar asta înseamnă aproape 13 lei. În factură veți găsi și acciza, taxele de cogenerare, dar și certificatele verzi. Toate aceste detalii se regăsesc în pagina numărul 2 din factură. Așadar, 30% din factura ta merge către acele tarife, atenție, stabilite de stat. Prețul energiei am hotărât că se schimbă în funcție de piață, știți asta, cu amendamentul că prețurile în acest moment sunt plafonate de către stat. Hai să vedem pentru ce plătim. L-am rugat pe Lucian Mircescu să ne prezinte cum arată rețeaua de energie în România. Este vorba de mii și mii de kilometri de cabluri. Sunt 4 piloni. Producătorii, Transelectrica, distribuitorii și furnizorii. Hai să vedem diferențele dintre ei. Totul pleacă de la producător. Ai energie electrică produse în vari tipuri de centrale, hidrocentrale, termocentrale pe cărbune, pe gaz, ai centrala nucleară, parcuri de fotovoltaice, ai parcuri de eoliene, mai nou ai panouri fotovoltaice pe acoperișuri de casă, iar mai departe energia asta pleacă, cel mai des pleacă energia asta electrică către Transelectrica. Transelectrica este operatorul de transport, să numim. Adică toate liniile acelea înalte pe care le vedem în câmp, pe munți, în tot felul de zone ciudate, linii aeriene care sunt montate pe niște schele înalte, alea sunt liniile de transport, linii de transmisie, să zic. Ele duc energia electrică către liniile de distribuție. Liniile de distribuție și ele, la rândul lor, au linii de înaltă, medie și joasă, dar oricum nu la fel de înaltă precum liniile celor de la Transelectrica. Liniile de distribuție sunt operate de distribuitori. Liniile în sine, ele sunt ale statului român, dar sunt administrate de aceste companii de distribuție. Rolul companiilor de distribuție este să ducă curentul în
casa omului. Deci liniile astea se regăsesc de regulă în localități în jurul lor și teritoriul lor ajunge de la punctul de transformare al transelectric, între transelectrica și distribuție, până la contor. Efortul de alimentare, să zic, cu energie electrică e preluat de furnizor. Furnizorul are un rol de, hai să zic, negustor. El e cel care cumpără energia electrică și o vinde mai departe consumatorului final. El nu deține infrastructură fizică, furnizorul. Da? Furnizorul este o entitate mai degrabă abstractă, fără active, în sensul ăsta, fizice. Potrivit unui raport al Autorității Naționale de Reglementare în Energie, sunt zone în țară care au cabluri vechi de peste 60 de ani. Dacă mai fi să definești la modul general calitatea acestei rețele electrice românești, cum ai descris? Aș spune că e ameliorabilă. Ameliorabilă, pentru că noi am moștenit o rețea, nu? Și au venit și anii tranziției, timp în care rețeaua s-a și extins foarte mult. Din păcate nu s-a mai extins atât de mult, adică efortul de extindere al rețelei s-a cam oprit în anii 90, dar aș vrea să subliniez un aspect, adică dacă înainte economia națională era dirijată de undeva de la centru și nu neapărat cu o rațiune, nu era extinsă în baza unei rațiuni de piață. Da? Înainte aveau o economie planificată, centralizată, aveau altă rațiune de funcționare. Ei bine, în special după intrarea noastră în Uniunea Europeană, multe aspecte din economia națională au trebuit să funcționeze în baza principiilor pieței. În sensul în care ai un bun, ai un activ de infrastructură în cazul ăsta, el trebuie să răspundă unei cereri. Răspunde unei cereri, intervii cu o ofertă și la sfârșitul zilei te aștepți să generezi un venit și pentru tine, tu, companie care ai efectuat investiția cu pricina. Cu mențiunea că piața de distribuție de energie electrică e una chiar un pic și mai aparte, în sensul în care ai de-a face cu niște monopoluri naturale. Toate companiile acestea funcționează în baza unor tarife agreate de stat. Și nu vreau doar de statul român, vreau de peste tot, oriunde în statele membre ale Uniunii Europene, ele își generează profit atât cât tarifele impuse de stat o permit acest profit. Da, rețeaua trebuie modernizată și se va schimba. Cum? Povestim un pic mai târziu. Până atunci v-ați întrebat de ce pică curentul? Sunt mai multe cauze, de la vreme până la consum ridicat în unele momente ale zilei. Pentru asta l-am invitat în acest episod pe Mihai Pește, director general Rețele Electrice. Rețeaua este ca un organism care nu este perfect, suferă, nu este toată de în aceeași perioadă construită, în același moment, nu este nouă în primul rând. Ea permanent se modernizează, nu se poate moderniza complet o singură dată și atunci se modernizează în diferite faze. Sunt imperfecțiuni de material, sunt tot felul de imperfecțiuni, de exemplu, și de execuție. Nu mereu se execută absolut toate operațiile tehnologice așa cum ar trebui, dar sunt întreruperi cauzate, de exemplu, ce înseamnă dezvoltare foarte mare, București, Ilfov, vă pot spune aici, zone de construcții, infrastructură, tot ce înseamnă aceste lucrări foarte mari, impactează rețeaua în sensul că sunt foarte multe daune cauzate de terți. Și este inevitabil, pentru că trotuarele în general în București și în zonele adiacente capitalei, dar în general în toate centrele urbane, apropo, rețeaua de distribuție stă de obicei în trotuar. În 95% din cazuri, rețeaua de distribuție de energie electrică este în trotuare. Nu prea are treabă cu strada fizic. Trece și prin stradă, dar în cazuri izolate doar o traversează. Dar restul stă în trotuare. Trotuarele sunt aglomerate. Adică invariabil, de câte ori este o problemă sau o intervenție altui operator, apă, gaz, telecomunicații, orice ar fi, poate impacta rețeaua și poate exista o întrerupere din cauza că a fost impactată rețeaua sau cumva atinsă de acest operator care cumva nu intenționat, dar a cauzat o întrerupere accidentală. Deci sunt cauze tehnice, sunt cauze datorate din cauza terților, sunt cauze meteorologice. În cele mai multe cazuri, vremea rea este cea care pune probleme distribuitorilor de energie.
Ce ne mai avantajează pe noi foarte mult este faptul că rețeaua noastră e destul de automatizată. Avem foarte mult telecontrol, adică reușim să controlăm de la distanță echipamentele și ceea ce se întâmplă în rețea. Avem date exacte de unde s-a întâmplat defectul, adică știm exact tronsonul de linie pe care a fost defectul și de multe ori nici de nevoie cât de acele echipe de intervenție, pentru că reușim să realimentăm și să izolăm defectul fără a ajunge echipa acolo. Ajunge ulterior o altă echipă care repară, aceea este o echipă de mentenanță. Ultima intemperie puternică care am avut-o noi anul trecut pe la sfârșit prin noiembrie, ceva de genul acesta, în Dobrogea, au fost vânturi, a fost cod roșu undeva peste 24 de ore de furtună și vânt. Codurile acestea roșii de obicei durează ore. Perioada aceea a fost efectiv 24 de ore continue. Rețelele aeriene expuse la vânturi de 130-140 rafale cu viscol, cu foarte multă ploaie, sunt afectate consistent, adică, iar ulterior remedierea lor, refacerea, mentenanța și tot ceea ce este necesar sunt deficitare pentru că accesul este foarte complicat. Sunt zone inundate, zone cu arbori în orașe, foarte mulți arbori căzuți, intervenție dificilă, deci din punct de vedere reziliență, aceste rețele practic au fost depășite sarcinile din calcul. Ele, când au fost proiectate, sunt niște condiții normale de proiectare, vânt, direcții, care este efortul mecanic maxim pe rețele, capacitatea electrică de transport. În perioada când a fost acest cod roșu, practic sarcinile de proiectare au fost depășite, ceea ce înseamnă că ceea ce proiectam acum 10, 15, 20, 30 de ani, chiar dacă am proiectat acum nou, exact în acele condiții, din punct de vedere reziliență, nu ar face față. Și ca să vorbim despre cum se schimbă rețelele la nivel mare, trebuie să știm ce avem noi de făcut acasă. În sezoanele trecute am vorbit despre puterea electrică într-o locuință și ar fi bine să vă reamintim acest lucru, pentru că distribuitorul știe că aveți o anumită putere, adică consumul maxim simultan, dar dacă vă cumpărați mai multe aparate, e posibil să vă sară siguranța, cum se spune. Revin la Mihai Pește. În situația în care tot observăm că declanșează ceva pe acolo și nu mai... Efectiv, toată ziua stăm să reanclanșăm respectivul branșament, respectivul loc de consum. E clar că trebuie cerut un spor de putere, se numește. Practic, este o solicitare oficială prin care se zice distribuitorului: domnule, am o sumă de consumatori în plus, două aer condiționate, două lăs frigorifice, cuptor electric, plită cu inducție, nu știu, orice chestie. Mi-am pus încălzire radiantă. Și atunci, noi, ca distribuitori, avem obligația să oferim clientului puterea solicitată. Cerere se poate face și online, se poate depune și fizic. Se face o solicitare, repet, pe site-ul oricărui distribuitor. Se intră, este o secțiune de racordare, în secțiunea de racordare e spor de putere și acolo se cere putere adițională. E un pic de chestie tehnică, pentru că, practic, clientul trebuie să știe cumva ce putere are nevoie. Dar aici e cel mai simplu, ar fi, nu știu, efectiv, citește pe etichetele echipamentelor care și le-a cumpărat și pe care și le-a cumpărat, însumează puterile și pune un coeficient de simultaneitate, că nu în același timp și gătește la plita cu inducție și la cuptorul electric, dă drumul și la încălzire și la aer condiționat. De obicei putem verifica în sistemele noastre să vedem în ce evidențe tehnice avem, dacă se poate face pe instalația existentă. Pur și simplu se schimbă doar ori un disjunctor pentru limitarea puterii, ori dacă este contor smart meter, avem și mai bine de jumătate în clienții noștri sunt cu contor smart meter, se reprogramează contorul respectiv pentru puterea cerută de client. Dacă sunt necesare lucrări în plus, adică ok, se trece de la 5 kW la 15, de obicei 15 kW nu pot să-i absorbe un branșament de 5. Și atunci sunt necesare și niște lucrări în rețea care se fac ulterior după ce se obține avizul tehnic de racordare cu sporul respectiv de putere. Și totul se schimbă când vine vorba de prosumatori, cei care au ales să-și pună panouri fotovoltaice pe acoperiș. Cu Alexa Ionescu am discutat și în sezonul trecut, atunci era în pregătiri pentru a deveni prosumator. A renunțat la programul Casa Verde din cauza birocrației și s-a decis să acopere costurile în integralitate, undeva la 20.000 de lei. Am ales o firmă care, firește, a avut un preț care se încadra în banii pe care îi pusesem deoparte și am vrut neapărat să fie o firmă care se ocupă cât mai mult de acte, ca să nu fiu eu nevoită să depun acte peste tot. Am vorbit cu ei la telefon, au venit chiar a doua zi să evalueze situația, să vadă care este consumul, de cât avem nevoie, părțile tehnice pe care le-a discutat cu soțul, firește. Și s-au mișcat destul de repede lucrurile, adică în vreo 3 zile au venit
Au instalat tot ce trebuia de instalat, adică panourile fotovoltaice pe casă și un invertor în casă. Ne-au instalat și nouă aplicația prin care putem să vedem consumul, cât intră, cât iese, cât dăm înapoi în rețea și așa mai departe, în funcție de momentele zilei. Și după vreo două săptămâni au venit și cei de la energie, de la furnizorul de energie, ca să schimbe contorul, pentru că firește s-au schimbat niște lucruri acolo și a fost nevoie să se schimbe. Astăzi sunt peste 110.000 de prosumatori racordați la rețelele de distribuție ale furnizorilor. Și asta înseamnă că rețeaua se schimbă în fiecare zi. Cum? Ne spune Lucia Mircescu. Înainte, energia curgea într-un singur sens. La punctul de producție, undeva la o termocentrală pe cărbune, undeva în mijlocul țării, și ajungea direct la locul de consum. Nu se aștepta nimeni să mai circule energie și în sens invers. Ei bine, acum cablurile trebuie folosite și pentru a accepta această schimbare de sens, de direcție a energiei electrice. Ori treaba asta presupune să ai o infrastructură tehnologică pentru așa ceva. Nu mai vorbesc de faptul că ai de-a face cu niște fluxuri pe care nu poți să le previzionezi cu ușurință. Adică la momentul ăsta este Transelectrica cea care se uită la nivelul întregului sistem și asigură echilibrarea. Da? Tocmai ca să vede că scade consumul undeva și în timp real trebuie să moduleze consumul la nivelul întregului sistem. Și îi spune ăluia să se oprească, nu știu, centralele alea să se oprească din producție sau poate nu știu, să-și reducă altcineva consumul și așa mai departe. Mă refer la capacități industriale care pot să facă diferența în special. Și aici micro, cum schimb, faci? Acum distribuția va trebui să preia rolul ăsta. Deci distribuția va trebui să aibă capacitatea să se uite ea în timp real, similar cu Transelectrica la consum. Asta înseamnă o rețea digitală? Da, foarte digitalizată. Asta înseamnă, în primul rând, să aibă și consumatorul o infrastructură tehnologică, plecând de la acel smart meter, care să îi permită distribuitorului să-și dea seama cam care e comportamentul de consum, respectiv producție, al respectivului prosumator. Iar numărul tot mai mare de prosumatori vine cu provocări, cum se spune, pentru rețelele de distribuție. Mă întorc la Mihai Pește, director general Rețelei Electrice. Sunt într-adevăr niște probleme unde sunt puțini prosumatori, adică 1, 2, 3 pe o linie de joasă tensiune, nu sunt probleme specifice, pur și simplu se racordează și e totul cât se poate de ok și normal. Unde este o densitate mare de prosumatori, într-adevăr rețele de distribuție, cum v-am spus și mai devreme puțin, ele nu au fost dimensionate, construite pentru fluxuri bidirecționale cu vârfuri foarte mari de producție, mai ales în anumite intervale de timp. Pentru că acești prosumatori pe o stradă, de exemplu, este o linie de joasă tensiune unde sunt racordați toți. Când este soare, produc toți la maxim, când intră soarele în nori sau vine nor în fața soarelui, cade producția automat, deci energia cumva trebuie cât se poate de mult preluată cu acele vârfuri, pentru că nu putem să-i limităm. Și noi, fiind operatori de distribuție, trebuie să menținem controlul rețelei, în speță controlul tensiunii. Aici este problema, unde sunt foarte mulți prosumatori pe o rețea de joasă tensiune, crește nivelul de tensiune. Lumea noastră va fi dependentă de curent electric în câțiva ani. O să-l folosim de la încălzire, încărcarea mașinilor și până la, în ce ne privește, mai ales, aș zice, răcirea locuințelor. Iar la nivel de companii se încearcă diferite idei. În continuare, marile orașe vom avea cabluri subterane, dar în afară s-ar putea să renunțăm la stâlpii de beton. Mihai Pește. Înlocuim în jur de 1000 și ceva de stâlpi pe an, strict ca volume, pe zonele noastre concesiuni. Nu mai avem foarte mulți, mai avem câteva mii. Facem chestia asta de câțiva ani buni, adică cumva o să-i terminăm de înlocuit. Dar ce vă spuneam de utilizarea lemnului în rețele electrice, s-au studiat vari modele. De exemplu, stâlpii de lemn au avantajul că, în afară că, ok, sunt făcuți din lemn, ar afecta cumva mediul, dar sunt soluții de arbori care cresc foarte repede, rezistenți la apă, sunt tehnologii acum care pot hidrofobiza, adică proteja lemnul de apă, nu mai este acea tehnologie în care lemnul practic se fierbe sau se imersează în ulei sau în tot felul de materiale nocive pentru mediu care să îl protejeze cumva împotriva apei. Iar marele avantaj din punct de vedere reziliență, de exemplu în Statele Unite, nu există beton, nu se folosește, nu că nu există beton, nu există beton în rețele electrice, totul este pe stâlp de lemn. Ideea este pentru viteză, pentru
a fi flexibil și ușurință în instalare. Un stâlp de lemn cântărește, cred că de 6-7 ori mai puțin decât un stâlp de beton de aceeași dimensiune, dacă nu chiar mai mult. Și atunci, posibilitatea aceasta de a avea lemnul ca material sustenabil, repet, este material lemnos special pentru construcții, crește foarte repede, este foarte rezistent, deci disponibilitatea ar fi. Există o posibilitate să se acceseze această soluție și în România, dar, de exemplu, în centrele urbane, în orașe, avem legislație valabilă în toată Europa și chiar și în România, în orașe, tot ce înseamnă oraș, normal, rețelele ar trebui să fie îngropate și este chiar obligație. Noi, în toate orașele care le avem, foarte, foarte puține cazuri sunt în care modernizăm rețeaua și din rețea aeriană rămâne tot rețea aeriană, de obicei o modernizăm trecând în subteran. Aici sunt mai multe aspecte de eficiență, impact ambiental, impact vizual, dar și acel criteriu de reziliență, adică rețelele subterane sunt mult mai eficiente în fața intemperiilor, schimbărilor climatice, inclusiv capacitate de transport, coexistență cu construcții, cu tot ce se întâmplă în ambientul respectiv. Și mai sunt și alte soluții pentru a nu supra-solicita rețeaua când vorbim despre prosumatori. Sunt deja momente aproape critice în timpul zilei când nu se consumă suficientă energie, iar aceasta ar trebui stocată. Revin la Lucia Mircescu. E o chestie care se numește, nu știu, vehicle to grid. Da? Deci dacă ai o mașină electrică, trebuie să fim conștienți că respectivă mașină electrică are și ea niște capacități de stocare. E bine, ele ar putea să fie folosite fix în perioade de înalt consum, de exemplu. Da? Ok, vii cu mașina, pleci de la tine de acasă și ajungi la birou și acolo ai o stație. Da? Poți să conectezi mașina aia și poate fix în perioada aia de consum foarte mare pe la ora 9, mașina ta să acopere o parte din vârfurile alea și să fii tu practic un participant la echilibrarea rețelei cu mașinuța ta. Sigur, ai mașina ta, dar vorbim de flote de mașini. Da? Adică dacă, nu știu, 10-20% din parcul auto al unei țări ar fi implicată în scheme de vehicle to grid, atunci impactul o să fie unul covârșitor. Adică o să fie unul cât se poate de important. Adică... Iar asta scade costurile cu echilibrare. Pentru că nu trebuie să mai aducă energie electrică de la o hidrocentrală undeva din munții României. Nu, o am poate chiar foarte aproape de locul de consum și da, mai ieftin. Nu mă pune pe mine în situația asta, adică mi se consumă bateria, nu? Eu așa înțeleg lucrurile, da? Este perfect, se consumă. Dar e bine să se consume atunci, pentru că tu ai baterie pe care ai cumpărat-o ieftin, noaptea, când tu erai acasă. Și prin urmare o vinzi mai degrabă a doua zi dimineața, când ea e mai scumpă. Deci este economic pentru tine să faci lucrul ăsta. Și okay. După aia când vine restul zilei, evident, poți să-i spui rețelei, băi, nu-mi da toată energia electrică din mașină, dă până la 30% ca să poți să mai ajung și acasă. Sau pe parcurs, că de la ora 12 o să devină mai ieftină și poți să cumperi mai ieftin. Deci scopul este să ieși pe plus întotdeauna, poți să faci chestia asta. Apoi, la nivelul gospodăriei, distribuitorul poate, de fapt, mă rog, furnizorul mai degrabă, da, prin ceea ce îi permite distribuitorul, poate să-ți moduleze consumul din casă. În sensul în care casa ta are tot felul de consumatori, o mașină de spălat, un frigider, eu știu, diverse gadgeturi, poate și pompa de căldură, să zicem. E bine, poți de la distanță să-i spui când să pornească, când să genereze, până când să-și facă treaba, să răcească, să și așa mai departe. Crezi sau presupui, să măcar cred că ar fi necesar, ăsta e termenul, ca prin folosirea internetului, așa, să ne punem niște treburi casnice în perioada de prânz, adică, știu eu, spălatul. Noaptea, în special, ar fi cel mai bine. Spălat. Noaptea, de da. Ce? Noaptea, explic. Pentru că atunci scade cel mai mult consumul la nivel național. Omul doarme, deci nu mai face mare scofală, inclusiv, uh-huh. Nu mă refer la capacități industriale care merg 24 în 24, mă refer vorbim la în primul un rând simplu pentru... IMM. Da. Și... Drept urmare, ne așteaptă investiții de miliarde de euro în aceste rețele în următorii 5-10 ani. Se prognozează o investiție europeană de peste 584 de miliarde de euro până la sfârșitul anului 2035. La noi există și un plan guvernamental în acest sens, iar banii sunt europeni, publici sau ai companiilor de profil. Dar rețineți, doar 15% din sumă este acoperită de Europa. Te întrebe astfel dacă se va mări și prețul pe care îl ai pe factură. Aceste tarife de distribuție nu pot fi mărite decât de către stat.
de către ANRE. Dacă prețul energiei poate varia pe piață, tarifele sunt limitate sau mărite de către stat. Pentru a asigura investițiile, astăzi companiile cer statului o mărire a tarifelor de 5-10%. Dacă se va aproba sau cât se va aproba, fii sigur că vei afla de la Europa FM. În următorul episod vom aborda mai în detaliu prosumatorii și rolul lor în tranziția energetică. Știu că sună dificil, dar este una dintre chestiunile despre care trebuie să vorbim astăzi, pentru că noi avem o contribuție la producerea curentului electric și trebuie să vedem ce înseamnă asta. Am stabilit deja în primul episod, tranziția energetică nu este musai o necesitate pentru combaterea schimbărilor climatice. Vedeți-o și ca o oportunitate de a stimula creșterea economică și de a crea locuri de muncă în sectoare de vârf. Pe curând!